fost bine. Ploaie pentru noi, ploaie și pentru jucătorii ambelor echipe. Ploaie pentru toată lumea, nu? Victorie cu FCSB, ce se întâmplă aici? Victorie importantă, un meci, un derby până la urmă al fotbalului românesc, chiar dacă vorbim despre echipele din Liga 3, echipa a doua a fiecărui club. Un joc, zic eu, bun, controlat în mare parte de către Rapid. Felicitări jucătorilor, băieților, pentru prestație și pentru victorie. Drumul este lung până când vor ajunge să îmbrace tricoul, sper eu, al Rapidului din prima ligă. Sperăm ca mulți dintre cei prezenți în această după-amiază să ajungă să îmbrace tricoul Rapidului sau cel puțin tricoul unei echipe din prima ligă, cel puțin. Gândurile mele pe început în terenul. Categoric, ne așteaptă duminică un meci cu campioana României, astăzi, așa cum a zis și Antonie, să vedem viitorul Rapidului. Eu, acum câțiva ani, când eram la Liga 5, dacă vă aduceți bine aminte, am spus odată că îmi doresc să iau campionatul cu Rapid, asta îmi doresc, să fiu antrenor al echipei Rapid, să fie campionă, cu cât mai mulți jucători din propria pepinieră. Ăsta este visul meu. Găsiți fundaș dreapta aici, având în vedere problemele de loc. Fundaș dreapta la echipa a doua, da, sunt câțiva jucători de perspectivă. I-ați urmărit pe doi dintre cei de perspectivă și în această după-amiază. Sunt câțiva și la echipele de juniori. Dar când vorbim de echipa mare, vorbim de echipa mare și cred că cel mai bine ar trebui să vorbiți. Cum va fi? Cei fundași dreapta din ziua de azi, ce am văzut la meciul ăsta, sunt foarte mici momentan pentru echipa mare. Unul e 2003, unul 2004. Cum va fi meciul de aștept să facem o partidă bună, repet, jucăm cu campioana României, cu o echipă ce au un lot numeros, valoric, numeric, dar sper să ne ridicăm la emoțiunea aceea. În ultimele luni v-a prins Mioveni, vă priește în continuare? Ultima oară în amical nu ne-a primit, în meciul oficial ne-a prins și vedem duminică seara dacă ne priește sau nu. Sper să fie de bun augur. Cât de mult vă va afecta lipsa suporterilor? Ei, eu am spus, sunt foarte importanți la Rapid. Acum, întotdeauna sunt factor esențial, dar nu știu ce să zic. Ne va afecta, clar. Ne va afecta foarte mult lipsa lor. Poate se va ajunge cu această pandemie să poată veni orice om pe stadion. Știi cine a marcat ultimul gol al Rapidului într-un meci cu CFR? Da, e pus o întrebare. Din păcate este un meci de tristă amintire, pentru că eram deja cu un pas în Liga 2, eram deja retrogradați la acea... Nu eram încă retrogradați, dar ne trebuia o victorie la CFR Cluj. Contează mai puțin lucrul acesta. Într-adevăr, referitor la întrebarea ta, ne vor lipsi suporterii la meciul de la Mioveni contra CFR-ului. Trebuie să ne mobilizăm pentru meciul de duminică și trebuie să arătăm o față a Rapidului pe care am arătat-o în primele partide ale sezonului. Cu adevărat, o echipă care respectă orice adversar, dar care nu se teme de nimeni, care produce fotbal, care își creează ocazii, care înscrie goluri și care până la urmă, indiferent de rezultatul final, își respectă adversarul și salută toată lumea prezentă și prin prisma spectacolului oferit în teren. Noi sperăm să facem o partidă bună, să oferim publicului spectator și telespectatorilor o partidă la fel bună, cum am spus mai devreme, și ne dorim un rezultat pozitiv, pentru că totuși jucăm contra echipei campioane, echipa care domină de mulți ani fotbalul românesc, echipa calificată în competițiile europene an de an, chiar de multe ori și în primăvara europeană, și cei de la CFR clar pleacă cu prima șansă. Noi suntem o echipă nou promovată, nu trebuie să uităm lucrul acesta. Încercăm să oferim un fotbal bun. Suntem împreună aici, noi, cei din conducere, să le oferim condițiile propice pentru a se antrena și pentru a avea totul ca la ora meciului, echipa să nu ducă lipsă de nimic și să reușească să practice un fotbal bun. Apoi, până la urmă, este un sport. Oricine poate câștiga, oricine poate pierde. Trebuie să mergem înainte și trebuie să noi
ca și echipă nou promovată, trebuie să, anul acesta trebuie să ne depunem bazele și bazele pentru sezoanele ce vor urma. Alex Iorință, cum este aceste două de două săptămâni? S-a recuperat fizic, ca să zicem așa? Da, s-a recuperat, se antrenează cu noi. Din păcate avem alte absențe, destul de multe, chiar foarte multe, pentru acest meci, dar el este ok. Am spus, sper că am cel mai scurt timp să revenim jucătorul care a fost. Ce vom vedea? Vom vedea. E posibil. Ce v-au spus Moldova și Albi despre experiența la echipa națională? Bucuroși că au făcut parte din lotul național. Albu și mai bucuros că a debutat, a jucat contra Germania. Sper ca pe viitor, așa cum am spus-o în anterioare emisiuni, echipa i-a ridicat. Au fost jucători care, atât pe ei, cât și cei de la tineret, care nu erau în modele noturilor naționale până în acest sezon. Ne bucurăm și sper ca pe viitor să fie cât mai mulți fericiți și așteaptă următoarea convocare. Nico, tot cum ai perceput anunțul de vedere de vedere? Înțează să nu produc, nu? Dacă ajungă. Eu, sincer, nu mă așteptam. Pare rău dacă te-a șocat, dacă asta cu șoc e pentru... Te-a surprins? M-a surprins, da. M-a surprins. Eu îl văd un antrenor de mare, de mare perspectivă, un antrenor care se implică foarte mult, un tip care face totul pentru această carieră și este păcat acum când a ajuns la un pas de aia și atinge, de ce nu, obiectivul să plece. Eu cred că trebuie să avem răbdare. V-am spus de multe ori și în declarațiile mele publice că nu mai suntem acea echipă națională de temut care am fost acum 20-30 de ani. Din păcate avem foarte puțini jucători care evoluează în campionate puternice și foarte puțini dintre ei care chiar evoluează în meci de meci și sunt titulari. Și apoi nu putem, din păcate nu putem să ne comparăm chiar nici cu Armenia. Armenia care are jucători care evoluează în campionate puternice și jucători de top. Am decăzut de la an la an, din urna a doua valorică am ajuns undeva să ne batem între cea de-a treia și cea de-a patra urmă. Și cred că nu este vina nici a selecționerilor care s-au perindat pe la echipa națională. Cred că este o vină, o culpă comună. Începând de la copii, de la infrastructură, de la echipe de club până la cele mai înalte culpe. Dar trebuie să găsim soluții pentru a ne redresa, pentru că nu putem continua așa la nesfârșit. Și cred că societatea în care trăim trebuie să se schimbe. Și lumea trebuie să se axeze mult mai mult pe sport, pentru că uitați ce vremuri trăim cu această pandemie și ați văzut și dumneavoastră că cei care totuși fac sport, se mișcă, nu neapărat sport de performanță, au anumite calități și avantaje față de cei care nu fac.